Boys, uitați-vă puțin cum arată Battle Pass-ul ăsta cu animațiile astea aici, cu tot ce trebuie. Re, și bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal. Un episod în care vreau să vă arăt ce băgăm astăzi la ora 19. Apropo, o să fiu și live la ora aia, aveți live-ul în descriere programat. Tot în seara asta urmează și bonus la 19.30, 20.30 și 21.30. Cont premium, VIP și legend pentru toți jucătorii și după cum vedeți, exact când intrați pe server primiți restul punctelor premium pe care trebuia să le primiți de la Skill Up. Eu am primit un total de 501 puncte premium și 8700 de B-points. După cum vedeți, avem și un HUD nou care arată super bine, dar nu este varianta finală, pentru că vrem să modificăm mai sus, să-l facem să arate cât mai șmecher. Acest Lambo este și premiul de la noul Battle Pass, care nou Battle Pass o să arate genial. Vi-l arăt imediat, care nu o să arate, arată genial. Dar boys, haideți să vedeți o chestie șmecheră rău de tot la care ne-am chinuit în ultimele 2 ore. Așa arată noul kilometraj, care, fiți atenți, noul kilometraj, nu știu dacă știți, la Audi, la variantele RS, în bord sau mai sunt unele volane care au turometru pe ele. Ei bine, uitați-vă puțin cum pâlpâie când intră în limitare, frate. Deci kilometrajul ăsta efectiv pâlpâie când intră în limitarea aia maximă de ture. La mașinile sport cam așa e în general. Uitați-vă puțin cum se schimbă când sunt turele mari și mai și pâlpâie. Nu știu, mi se pare că arată genial rău de tot. Și Lambo ăsta arată top, arată torpilă rău de tot. Dacă îi dăm noi debug mod 23 și punem și jantele astea, care, atenție boys, noi moduri de jante pentru toată lumea le puteți regăsi în tuning. Acestea se vor putea cumpăra cu puncte premium, bani, race points și B-points, adică le puteți cumpăra în funcție de cât de șmechere sunt. Bă, da, limitarea aia mi se pare genială. Acum cred că patinează, de aia nu intră limitarea maximă, dar ați văzut-o la început. Boys, dar cum arată Lambo ăsta cu jantele astea, mi se pare incredibil. Ia, da, uitați-vă cum a intrat în limitarea acum. Bă, e genial rău de tot și atenție. După cum vedeți, uite, hai să și încuiem mașina, pac, o descuiem, o încuiem, perfect. Dacă dăm noi spawn car Raiden, care Raiden nu este electric, avem kilometraj separat pentru mașini electrice, cu baterie, cu tot, după cum vedeți, când e în limitare. Așa face și la mașini electrice când e în limitare, uitați-vă puțin, pâlpâie. Nu știu, mi se pare genial rău de tot și tot așa, în funcție de turații se și închide kilometrajul. E bombă, boys, e bombă. Apropo, să știți că avem probleme în ultimele zile, ni se dă flood imens la server, ni se fac request-uri mari la VPS, pozele la VPS nu mi se încarcă, nu știu, nu vreau să bănuiesc pe nimeni, poate faceți voi niște conexiuni, dar eu tac din gură, pentru că sperăm să le rezolvăm. Văd că acum s-au încărcat o mare parte din pozele de pe VPS. Deci avem așa, avem jobul Scoopidon's Create, atenție, Battle Pass-ul Premium, după cum vedeți, cu animații, cu timer, cu săptămâni, cu tot ce vrea inima voastră și sufletul vostru. Battle Pass-ul Premium costă 777 de PP-uri prima săptămână, după aia o să fie 1000. Dar uitați-vă puțin că exact după prima săptămână puteți să faceți rost de 250 de PP-uri cash. După aia aveți o grămadă de puncte premium în continuare și aveți și conturi VIP. Uite, aveți emeralde pe care le puteți vinde pe B-Points, Epic Voucher, încă 100 de PP-uri. Încă 100 de PP-uri. Apropo, faceți PP-uri multe rău de tot și o grămadă de chestii mișto și la Battle Pass-ul normal. Haideți să vă arăt eu misiunile. Astea sunt misiunile din prima săptămână, misiuni destul de ușoare. Boys, uitați-vă puțin cum arată Battle Pass-ul ăsta cu animațiile astea aici, cu tot ce trebuie, cu misiuni frumos, vă zice exact ce reward aveți, vă zice ce delay aveți, vă zice tot. Haideți să vă arăt puțin cum o să arate. Am dat și comandă de sunete, au venit sunetele, dar nu sunt toate, din păcate nu cred că reușim să le punem în update-ul ăsta și nu cred că terminăm HUD-ul, pentru că mi se pare puțin că am încărcat aici cum arată, dar nu contează, eu tot consider că e genial rău de tot, mai ales kilometrajul ăla. Dacă vorbim noi, o să ne apară aici în stânga cei care vorbesc în timp real. Avem și, uia să vă arăt eu, o să le shoot că nu vi l-am arătat. Job goal-ul nu vrea să vină. Ba da, ăsta este și job goal-ul care arată super șmecher când e. Haideți să vă arăt de exemplu. Dăm noi set goal, am mixorat job goal-ul ca să faceți mai multe B-points acum. 3-3-3, 3-3-3, 3-3-2. Și avem job goal-ul 99%. Nu știu dacă mi-a pus artificiile acum, dar dacă dăm noi acum debug job, eu uite boys, și am făcut și așa arată boys, cu artificii, cu tot ce trebuie. O să punem și un sunet caterincă rău de tot, de completare. Boys, eu zic că arată super, super bine și mi se pare genial și Battle Pass-ul ăsta. La Battle Pass puteți să câștigați sharduri care arată, ăsta este noul sistem de sharduri. Dați pe el, bine, eu nu am sharduri acum, dar dați aici, dați upgrade și cu o șansă de nu știu cât am setat, 70% sau ceva de genul ăsta, vă upgradați 4 sharduri într-o mașină. Super șmecher și sistemul ăsta de sharduri. Dacă nu mă înșel, nu n-am comandă, dar mergem noi la Race Arena. Și apropo, am uitat să vă zic, ploaie de giftbox-uri, 2x payday, puteți să dați get gift și să câștigați premii până la 10 ori mai mari. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă luați 50 de PP-uri în mod normal la giftbox, la get gift, o să vă dea 500 ori 10, care înseamnă 50 ori 10, care înseamnă 500 de puncte premium. Easy peasy, 500 de PP-uri sau B-points multe sau culori multe sau o grămadă de chestii mișto, boys. Am băgat sau... De fapt nu am băgat, dar urmează să băgăm Treasure Hunt. O să căutați premii, o să căutați ouă de aur sau ouă magice pe hartă și o să câștigați premii în B-Points, puncte premium, gift points și bani. O să vă zic exact pe hartă că un obiect a fost ascuns în zona nu știu care și voi trebuie să mergeți să-l căutați. Haideți să vedeți puțin. Asta este Race Arena, avem mai multe curse, mai multe tipuri de curse, la personal nu am făcut încă. Haideți de exemplu să vă arăt la, nu știu, ceva motocross, pentru că eu am făcut checkpoint-urile, sper că le-am pus bune. Am votat motocross, așteptăm să voteze toată lumea, astea se învârt aici, fain frumos, după care trecem să votăm ce motor vrem, tată, eu vreau Manchez, Enduro sau Sanchez. Manchez, tată, i-am dat vote. Acum trebuie să votăm harta, ne zice aici 40 de checkpoint-uri și 50 de checkpoint-uri. O să aleg Great Ocean. Pac, i-am dat vote. Așteptăm, o să punem și timer și câte voturi sunt și timer, ca să ne fie mai simplu să nu așteptați degeaba. Acum pleacă cursa, 3, 2, 1, e cu sunet, dar am eu, sau nu cred că l-a pus Edison, și a plecat tat. A început cursa, o să se audă ceva cu tâng, tâng, tâng. Încă nu este gata update-ul exact cum v-am zis. Sper să nu avem probleme cu flood-ul, boys. Sper să nu se dea în noi, pentru că v-am zis că zilele astea am avut minim 3-4 de astea pe zi. Ne-au rupt băieții, ne-au devastat efectiv. Bine, la modul că ne-au devastat, că pica 2 minute, nu se întâmpla cine știe ce. Dar acum au început să dea în VPS și când dau în VPS, efectiv nu se randează sunetele, nu se randează videourile, nu se randează chestiile de genul ăsta. Pentru că da, boys, băgăm video nou și la Get Gift, ceva special, ceva special de primăvară, chiar de Paște, pentru că e cu iepuraș. O să vi-l arăt eu îndată după ce terminăm cursa asta. Nu știu ce să vă mai zic sau ce să vă mai arăt, oricum sunt mult mai multe chestii. Puteți să vedeți tot update-ul pe panel. Eu zic că e total altceva ce am făcut acum. Nu știu ce părere aveți voi, dar boys, s-a muncit grav rău de tot. Edison a ieșit cu adevărat din groapă. Nu uitați că aveți live-ul programat în descriere. Voi face live la ora 19. Și am uitat să vă zic de marele concurs în valoare de 3000 de lei. Atenție, primul om care termină Battle Pass-ul, indiferent că este premium, indiferent că este gratis, câștigă 1000 de lei. Primul jucător care se înregistrează după ce dăm noi restart, după ce băgăm noi noul update, mi-a făcut Edison comandă top concurs, o să se înscrie în concursul al cărui premiu este de 1000 de lei. Tot ce trebuie să faceți este să strângeți sau să acumulați cel mai mare nivel. Deci primul jucător care acumulează cel mai mare nivel pe parcursul a 30 de zile câștigă 1000 de lei. Am vrut să facem un concurs de 1000 de lei pentru jucătorii existenți deja pe server, 1000 de lei pentru jucătorii care se apucă de server și mai facem 500 de lei pentru cel mai bun video în care prezintă update-ul pe YouTube și cel mai bun video de pe TikTok. O să câștige și el totodată 500 de lei. Nu uitați să folosiți hashtagul RageBhood atât pe YouTube cât și pe TikTok și să folosiți și hashtagul Rage, hashtagul Bhood, hashtagul Răduc și toate astea, pentru că altfel nu am cum să vă găsesc. Deci lejer concurs și de 3000 de lei, lejer HUD nou, care v-am zis nu e varianta finală pentru că o să mai modificăm, pentru că nu-mi place cum arată atât de mult sus acolo, mi se pare puțin încrămădit. Inițial erau doar orele, minutele și secundele. Mamă, n-am apucat, am murit și m-am scos din Race Arena și nu am putut să vă arăt varianta finală, tată, cu leaderboard-ul și toate alea, ce mi-e ciudă. În fine, o să vi le prezint mai mult pe live. Cam atât cu acest episod, nu știu dacă am omis să vă zic ceva. Vă aștept pe live, vă aștept la big update. Multă baftă celor care vor se înscrie la giveaway-ul, la concursul de 3000 de lei. Dacă ești șmecher, cred că poți să câștigi toate premiile. Eu am fost Radu și ca de obicei, vă pup, fratele. Sper să nu avem probleme de seară cu așa numiții frații noștri. Vă pup! Salut!